Thank mm -hmm. you. Iubiți Hristos a înviat. Iată-ne din nou împreună în săptămâna inundată de lumina învierii, de lumina lui Hristos. Iată pentru ce această emisiune a fost botezată și poartă numele acesta minuat, lumina lui Hristos, pentru că cu toții știm, mari și mici, copii și bătrâni, cât de bine și cât de bucuroși suntem în aceste zile în care suntem împreună la oaltă cu cei dragi ai noștri. Așadar, oamenilor buni și frumoși, lumina lui Hristos luminează tuturor, a luminat casele noastre, a luminat cerul în, la Sfânta și Dumnezească Liturghie, a luminat întunericul în care a izbucnit această, a țișnit această lumină în învierii și a luminat, bineînțeles, și sufletele noastre, mințile noastre și sufletele noastre. Deci suntem împreună, din nou, în lumina lui Hristos, în căutarea luminii lui Hristos pe care, iată, spunem noi că am găsit-o, dar, de fapt, adevărul este că ne-a găsit ea pe noi. Dacă am spune doar că suntem în căutarea luminii lui Hristos, ar însemna, dragii mei, că suntem în căutarea unui juvaier, a unui briliant, a unui diamant, să spunem, foarte scump, a unei pietre prețioase pe care sau unui tezaur, a unei comori, un cufăr cu multe comori, cu multă avuție, cu mult aur însă acelea toate pe care le-am căutat și pe care le caută oamenii din totdeauna sunt lucruri moarte, chiar dacă le-au găsit într-un fel sau altul, le-au cheltuit, au trecut dintr-o mână în alta, au fost prădate sau invidiate sau pismuite sau cheltuite, sau ad au adus bucurie de moment sau nenorocire mai uh, amplă, însă Putem spune că nu suntem neapărat noi în căutarea luminii lui Hristos sau nu atât noi căutăm lumina lui Hristos, cât lumina lui Hristos ne caută pe noi și am putea spune că ne-a și găsit. Și nu numai pe noi cei care vorbim astăzi, ci întreaga lume. Pentru că, dragii mei, învierea lui Hristos a modificat structural sau dacă vreți toată natura acestei lumi, a rezidit natura acestei lumi a spiritualizat, a înduhovnicit toată zidirea, toată creația, tot universul. Nimic nu mai arată la fel cum era înainte de întruparea Domnului. Absolut nimic nu mai este la fel, deși toate zvechi, iată, în chip minunat, va spune geniul nostru, toate zvechi, dar nouă toate, adică toate se înnoiesc prin învierea lui Hristos. Așadar, dragii mei, dincolo de filozofie, dincolo de uh, poezie și de metaforă, avem o realitate, singura realitate, sau dacă vreți, ultima realitate existențială și prin urmare rămâne singura, dacă este ultima, care nu va pieri niciodată fiind ultima, în această realitate... Uh, vom dăinui realitatea învierii, învierea Domnului ca pârgă a învierii noastre. Așadar, suntem în duminica a doua după învierea Domnului, după Sfintele Paști, duminica în care avem o întâlnire cu ucenicii, avem o întâlnire de fapt mai bine să facem altfel, suntem în duminica în care, iată, se vorbește în faptele apostolilor și la, în Evanghelia lui Ioan, dar bineînțeles și Marcu și Luca vorbesc despre acest moment, despre momentul învierii Domnului, despre duminica aceea a învierii în care o să ne alăturăm și noi. Călătoriei apostolilor, sau dacă vreți, um, trăirii apostolilor din acele zile sau din acea zi, în prima zi a săptămânii, spre seară, suntem, după cum spune Evanghelistul um, Ioan, vom vedea prin ce senzații treceau apostolii, ce stare sufletească aveau apostolii și, bineînțeles, ce minune s-a produs, deși vom vedea că nu se așteptau la acest lucru. Un singur om pe pământ se aștepta la această minune, dar în călătoria noastră vom vorbi despre asta. M-am gândit așa cu umilele mele cunoștințe și cu neputințele mele de ghid turistic, totuși să facem o călătorie itinerantă, o călătorie duhovnicească mai degrabă în Ierusalim, în timpul, uh, suntem în anul 33, dacă vreți, uh, în ziua de 17 Nisan, după calendarul iudaic, sau 16 Nisan, iertați-mă, uh, în care vom călători alături de apostoli. Stați pe aproape, nu, călătoria nu vă costă nimic, nu aveți nevoie de viză, nu aveți nevoie de valută, de uh, schimb valutar pentru uh, banii autohtoni, fiindcă, sigur, fiind în anul 33, avem... Uh, Dinari, nu e așa? Va fi foarte greu să mai găsim dinari pentru călătoria noastră, de aceea vă spun că nu avem nevoie de nimic, nu avem nevoie nici de uh, combustibilul acesta foarte scump care a ajuns aproape de 2 euro, nu avem nevoie nici de uh, tichete de călătorie, nici de stat prin văm, nici de control vamal nici de îmbarcare la avion, și cu toate acestea veți vedea că vom fi mai aproape de Ierusalim, vom fi, de fapt, vom simți mai bine Ierusalimul acesta pământesc decât mulți care merg în călătorie. Sigur că dacă se va pune vreodată problema, tare mult mi-ar plăcea să mergem împreună într-o călătorie la Ierusalim să vă vorbesc puțin despre locurile acelea fiindcă să știți cu adevărat te însuflețești atât de mult văzând recunoscând deși n-ai fost niciodată recunoști totul dacă ești bineînțeles ești în biserică și un om credincios e, nu, nu ai aproape ești familiarizat cu locurile acelea mai familiarizat decât cu un cartier în care ai copilărit așadar ne întoarcem imediat pentru călătoria noastră. Pregătiți-vă bagajele, nu vă luați multe lucruri că nu aveți nevoie, dar pregătiți-vă sufletește pentru o emoție puternică, pentru că cu adevărat va fi o emoție foarte puternică dacă vom fi alături de apostoli. Însă până atunci, după formatul emisiunii trebuie neapărat să spunem și ce sfinți prăznuiește biserica. Așadar, în prima zi a lunii a cincea, Sfânta noastră biserică face pomenirea Sfântului proroc Ieremia. De asemenea, a sfinților cuvioși mucenici, Acachie, Ignatie și Eftimie. Tot în această zi este prăznuită, pomenită, Sfânta Tamara, regina Georgiei iată secolul 12 Georgia avea regină de asemenea este pomenit Sfântul Cuvios Pafnutie și Sfânta Cuvioasă Isidora Pentru rugăciunile acestor sfinți rugăm pe bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze călătoria în această lume călătoria noastră duhovnicească și să îl rugăm de asemenea pe bunul Dumnezeu să-i cunoaștem personal pe acești sfinți, pentru că să știți, după cum spun sfinții părinți, cei mai mulți, pe cei mai mulți dintre sfinți îi vom cunoaște imediat ce îi vom vedea. Vor fi recognoșibili pentru că recunoașterea nu se va face prin uh, uh, acest organ vizual numit ochiul ci printr-un simț extraordinar duhovnicesc, despre care vom vorbi tot în această emisiune, despre natura aceasta schimbată a omului. Așa cum știm foarte bine că și lucrurile în lumea fizică se schimbă, trec dintr-o stare în alta, de la vizibil la invizibil, tot așa, păstrând proporțiile și raportul acesta între o lume fizică și lumea duhovnicească, tot așa trupul acesta al nostru când va fi înduhovnicit, va fi spiritualizat, subțiat, subtilizat să spunem. Adică subtil în sensul de foarte fin, foarte subțiat, cu o subțietate pe care nu o înțelegem astăzi. Poate doar putem să vedem la câte un om o anumită delicatețe, așa care sigur este o trăsătură duhovnicească, nu neapărat fizică. Așadar, pentru rugăciunile acestor părinți, acestor sfinți, acestor mucenici, rugăm pe bunul Dumnezeu să se milostivească de noi. După obiceiul casei, după obiceiul locului, avem cuvântul în al preasfințitului părinte Teodosie în duminica a doua după Paști, când Sfinții Părinți, sigur, au rânduit să fie pomenit unul dintre ucenici în deosebi, Apostolul Toma, numit și Geamănul. Deci, suntem în Duminica Tomii, așa cum se spune în popor, și vom vedea, vom avea o surpriză foarte frumoasă pentru că noi foarte puțin îl cunoaștem pe Toma, după cum foarte puțin îi cunoaștem și pe apostoli. Știm câte ceva despre Sfântul Apostol Petru, știm câte ceva despre Sfântul Pavel, despre Iuda câte ceva și cam atât despre Ioan, foarte puțin. Dar să vedeți ce minunăție de om este acest... Toma numit geamănul. Așadar, cuvântul ierarhului, cuvântul chiriarhului, o omilie la Evanghelia de la Ioan, care s-a citit astăzi la Sfânta și Dumnezească Liturghie, după care ne întoarcem la tema emisiunii. Nu, ne întoarcem să ne îmbarcăm pentru călătorie. Mm. Hristos a înviat. Pentru că mai văzut, Tomo, ai crezut. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Iubiți credincioși, suntem la o săptămână de la învierea Domnului, în duminica anumită a Tomei. Și Sfânta Evanghelie de astăzi ne descrie momentele din duminica învierii și din duminica următoare, numită Duminica Tomei. Mântuitorul s-a arătat ucenicilor săi chiar în ziua învierii sale, intrând prin ușile încuiate. I-a salutat, pace vouă, s-au bucurat ucenicii văzând că este Domnul. Și iarăși le-a zis pace vouă, a suflat asupra lor și a grăit, Luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor și cărora le veți ține, nu te vor fi. Și iată, după ce a stat cu ei puțin și s-au bucurat că l-au văzut, mirându-se cum a intrat prin ușile încuiate, după aceea Domnul s-a făcut nevăzut. Nefiind Toma de față în prima zi a învierii, Ceilalți zece ucenici i-au spus lui Toma, iată, a venit la noi Domnul. Auzind Toma a zis, eu nu cred până nu voi vedea semnul cuielor în mâinile lui, și până când nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și până când nu voi pune mâna lui în coasta lui, nu cred. Nu pentru necredință a spus aceasta, ci pentru că ceilalți aveau o mărturie pe care el nu o avea. Chiar mulți comentatori spun aceasta: N-a fost vorba de chiar de o îndoială și de o necredință, dar voia să aibă și el bucuria de a-l întâlni pe Domnul ca și ceilalți. Și iată Mântuitorul îi face această bucurie. Și vine în a opta zi când erau toți în casă. Era casa cinei cele de taină. Și era și Toma. Erau acum 11 ucenici. Și a intrat tot prin ușile încuiate și le-a zis pace vouă că acesta era salutul Mântuitorului. S-a adresat direct lui Toma. I se vedeau rănile și i-a zis Mântuitorul, Tomo, vino și pune degetul tău în semnul cuielor, vino și pune și mâna ta în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Auzind aceste cuvinte de dojană, Toma a căzut în genunchi cu lacrimi și a strigat, Domnul meu și Dumnezeul meu fără nicio îndoială, copleșit de cuvintele Domnului și într-un fel de certarea Lui. Și iată și Mântuitorul îi spune mai departe, pentru că mai văzut ai crezut, fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Și noi suntem dintre aceia cărora nu ni s-a arătat aievea Mântuitorul, dar noi credem, pentru că am văzut semnele credinței. Și ochiul cel duhovnicesc este mai puternic decât ochiul cel firesc. Ochiul cel firesc vede cele materiale, ochiul cel duhovnicesc vede cele spirituale. Prezența lui Dumnezeu este mai puternică din punct de vedere spiritual. Pentru că Dumnezeu Face minuni în fiecare zi. Universul întreg este minunea cea mare care ni se arată zilnic. Că dacă n-ar ține Dumnezeu cu purtarea sa de grijă, cu dragostea sa, cu atot puternicia și înțelepciunea sa, universul ar intra într-o coliziune. Dar toate sunt armonioase pentru că Dumnezeu însuși este armonie. Că Dumnezeu este trăime de persoane și este armonie, dragoste și bucurie. Și iată, noi ne apropiem de Dumnezeu mai ales și prin curățirea noastră de păcate. Cum să-l vedem pe Dumnezeu când avem păcate și păcatele în tunecă? și mintea și inima și conștiința noastră o derutează păcatele. De aceea am avut nevoie de pregătire ca să-L vedem pe Domnul Înviat. Ne-am pregătit cu post, cu rugăciune, cu metanii, cu nevoință, cu multă râvnă și credință. Și iată acum avem răsplata credinței. Domnul și-a trimis și anul acesta harul său în lumina învierii sale pe care a primit-o patriarhul Teofil al Ierusalimului. S-a răspândit întreaga biserică învierii și am primit-o și la noi, la otopeni. Și am avut cu toții lumină, o lumină nematerială, cum este și lumina credinței. Lumina credinței nu este o lumină materială este un har și credința noastră vine prin har, cum ne spune Sfântul Apostol Pavel. Fiecare dintre noi este un Toma care vrea să vadă minuni, dar să fim un Toma care căutăm să-L vedem pe Domnul și dacă îl vedem când ne izbăvește de păcat, de boală, de primejdie, de foamete, de cumpănă, întotdeauna să zicem Domnul meu și Dumnezeul meu. Îndoiala este un duh viclean al celui rău care ne pune pe noi într-o stare de depărtare de Dumnezeu. Îndoiala n-are ce căuta la creștinul care îl poartă pe Dumnezeu în sufletul, în inima sa, în mintea sa. Noi întotdeauna trebuie să călătorim cu Dumnezeu. Nu să așteptăm să ne se arate aievea în casa noastră, în biserică. Noi trebuie să-L simțim și să trăim cu Dumnezeu. Viața creștinului însemnează o trăire intensă cu Dumnezeu, nu doar o informație. Și iată, ca să aibă copiii noștri credință, este nevoie ca părinții și nașii să se îngrijească de credința lor. Acesta e rolul nașilor, se aminte la finilor, să le crească sufletul cu virtuțile credinței, nădejdii și dragostei. Cu acestea trebuie să se împodobească copilul de mic, să se deprindă cu biserica, cu rugăciunea, cu respectul, cu dragostea. Și în cel mai mare rol îl au părinții în a-și cultiva la copii credința și mai ales mamele, de aceea păgânii se mirau de creștinii primelor veacuri și ziceau, văzându-i atât de răbdători, atât de înțelepți, atât de curați, ziceau cu uimire, ce mame au creștinii și mamele noastre sunt bune și trebuie să fie și mai bune. Când mamele să sădesc în sufletele copiilor credința și când nașii sporesc această credință, să îngrijesc de finii lor dacă învață rugăciuni, dacă au înțeles cine este Dumnezeu, dacă o primesc pe Maica Domnului ca mama lor, dacă merg la biserică, acei nași sunt nași adevărați. Nașii și părinții trebuie împreună să se îngrijească de creșterea duhovnicească a copiilor. Un copil care crește doar cu vârsta și cu greutatea și nu crește și cu învățătura, și cu înțelepciunea și cu credința va fi între întuneric și lumină. Copiii noștri trebuie să fie fie ai luminii, fie ai credinței, fie ai învierii. De aceea să ne alăturăm și noi lui Toma și în fiecare zi să spulberăm orice îndoială și în fiecare zi închinându-ne să simțim că îl vedem pe Dumnezeu cum l-a văzut Toma. De aceea să zicem acum bunului Dumnezeu, Doamne, am rătăcit, am păcătuit, m-am îndoit câteodată, m-am risipit cu mintea și cu inima. Ajută-mă, Doamne, să mă adun, să-ți văd icoana și prezența Ta, Dumnezeule, în fiecare zi, cu Tine să rămân, în Tine să am toată nădejdea și tu să mă scapi de cel viclean în fiecare zi, dar și în fiecare clipă. Hristos a înviat! Adevărat am viat, suntem din nou în direct, iubiți credincioși, oamenilor buni și frumoși, am răspuns acestei mărturisiri de credință cu toată inima alături de frățile voastre și cred că corul acesta de suflete a ajuns în fața Bunului Dumnezeu. Răspunsurile noastre sunt în fața tronului Preasfintei Treim, mărturisim cu toată inima că Hristos a înviat și că acesta este adevărul, unicul adevăr, sau dacă vreți, unicul adevăr care contează pentru veșnicia noastră. Așadar, iată-ne în Duminica Tomii. Sigur, Duminica Tomii este un moment istoric la 8 zile după momentul învierii. Doar că Evanghelistul Ioan, împreună cu Evanghelistul Marcu și cu Luca, vorbesc despre Duminica Învierii. Vorbesc despre prima zi a săptămânii. Și dar haideți să facem o incursiune foarte pe scurt în Ierusalim după momentul vinerii când de fapt al sâmbetei pentru că spunem că vineri vinerea aceea pregătea de seara o sâmbătă care era foarte mare și de aceea s-au și grăbit să îi dea jos pe cei condamnați de pe cruce. Sigur că trecem peste episodul acesta doar întreagăt, așa să spunem două cuvinte și despre episodul acesta extraordinar al răscumpărării trupului celui condamnat. Trebuie spus foarte pe scurt că sentința aceasta de condamnare la moarte, sau dacă vreți, încadrarea acestei, acestor infracțiuni care au adus la condamnarea la moarte a lui Isus din Nazaret era una dintre cele mai severe. Veți spune sigur ce mai contează că a fost condamnat la moarte, adevărat, numai că această moarte era și defăimătoare, era blestemată, considerată de iudei blestemată și de fapt de toată lumea, dar mai avea o consecință, dragii mei, una dintre consecințe era acea pedapsa accesorie, dacă vreți, era aceea că condamnatul își pierdea toate drepturile civile și politice sau religioase. Prin urmare, dreptul acesta uh, la a deține bunuri, dreptul patrimonial, a fost uh, cu totul spulberat. Cu alte cuvinte, condamnatul nu mai avea. Dreptul să dețină nimic, de aceea a fost până la piele deposedate de toate bunurile lui, s-au făcut cinci grămăjoare din, din bunurile lui. Ce bunuri avea, sigur, câteva hăinuțe acolo, câteva um, bucăți de material pe care le-au luat, le-a pierdut și pe acele alte bunuri, nu avea, bineînțeles, dar spunem că neapărat trebuie să-și fi pierdut dacă a avut și alte bunuri să le fi pierdut cu ocazia acestei condamnări. Însă dreptul pe care l-a pierdut și este cel mai tragic din punctul acesta de vedere până astăzi este acela că a fost scos afară sigur, iertați, exprimarea a fost, a fost scos afară din sinagogă. Cu alte cuvinte, a fost șters, dacă vreți, din... Din registrele de, de stare civilă, pur și simplu desfințat din uh, memoria scrisă și din cea colectivă, sau cel puțin s-a încercat. Avem un răspuns, răspuns corect la întrebarea noastră, o întrebare interesantă, și de data viitoare trebuie să spunem că vom face, inițiem o. o un concurs un pic mai complex. Dar pentru data viitoare rămâne. Bine ați venit, Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Adevărat a înviat! Doamne ajută! De ce respirați uh, vă așa pe greu? Pe toți, pe toți românii, pe toate popoarele. Vă sărut pe toți, pe toate popoarele lumii, lumii. Vă zic Hristos a înviat din tot sufletul. Adevărat am înviat! părinte a lipsit apostolul Toma. Este vorba de Toma și de apostolul și de Iuda. Este vorba și de Iuda. Foarte bine, excepțional. Părinte, dar problema este alta. Este vorba de cel care ne-a ridicat povara în îndoielii. Apostolul Toma ne ridică nouă popoarelor această povară grea îndoielii în lui Isus. Pentru că noi toți suntem niște. Toma. Toma. Nu, nu suntem. Ar fi eu. bine să fim. To Poftim? Ar fi Poftim. bine să fim. Nu, nu, toți suntem. Eu, eu Adică eu mă includ în, în această. În această Eu nu-mi să eu nu să Toma, mă Toma de -aia Toți ne îndoim, adică toți, eu cel puțin, și din moment ce Toma vine și ne ridică povara îndoielii, nu putem decât să-i mulțumim. Nu putem decât să-i mulțumim. Așa este, uh, da? De ce Toma, sunteți așa? Toma de, așa este emoționată, Ce-ați Ne Nelămuritul ne lămuritul, care sunt și eu care sunt și eu. Părinte, Toma, Toma și Iuda, Toma și Iuda sunt și eu. Da, mulțumim, așa este, răspunsul Vă este corect, mult. aveți Încă dreptate. Încă o problemă, părinte, acest acest mare apostol care a ajutat India și alte, nu mai intrăm în în discursuri istorice. Deci vreau să vă spun că noi toți suntem îndoielnici și, eu, și Toma ne ridică îndoiala. Trebuie să-i mulțumim, să-i mulțumim tare mult. Toma, vă mulțumesc și eu. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru telefon. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Da, uite, o observație fină, de altfel sigur, am spus că de data viitoare aș vrea să facem două secțiuni de concurs, pentru o carte și pentru o secțiune de concurs o să mă gândesc ceva de la cineva de la capela tinerilor, un fiu duhovnicesc ne-a propus să facem o secțiune cu întrebări teologice puțin mai complexe, sigur și cu uh, răspunsul pe măsură, adică dar mă gândesc, nu știu, trebuie să mă sfătuiesc în primul rând cu producătorul și cu dacă ar fi util. S-a propus să facem un concurs la care să participe și tinerii și să beneficieze de ceva, nu știu. Poate un concurs cu premii, nu știu, în bani să zic. Dar ne gândim la lucrul acesta. În orice caz ar fi foarte interesant să fie două secțiuni. Și să se reporteze eventual de la o emisiune la alta dacă nu găsim răspunsul, în orice caz, această întrebare a fost destul de sau răspunsul la această întrebare a fost destul de complex pentru că cu adevărat, lipsea și iuda, care între timp, sărmanul s-a izolat, s-a judecat, și-a dat sentința și a pus-o și în executare. Pentru că, în paranteză, o, o mică digresiune, dacă îngăduiți. Păcatul lui Iuda nu este vânzarea, dragii mei, sau cel puțin nu acesta e cel mai mare păcat al lui Iuda. Nici măcar uh, argirofilia, cum spunem noi în uh, limbajul acesta uh, teologic, care sigur are rezonanța aceasta uh, elinească, adică iubirea de arginți, lăcomia de bani. Uh, și păcatul lui Iuda, dragii mei, a fost acesta că n-a crezut în învierea Domnului și mai mult decât atât, n-a crezut în iubirea Domnului, în mila lui Dumnezeu. Și pentru aceasta, iată că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Dar vă spun ceva, mi-a trimis și mie un, un prieten foarte bun. Într-o carte a scris părintele Arsenie Papacioc că s-a milostivit Dumnezeu și de Iuda. O să cercetez mai adânc, am citit de 10 ori pagina aceea. Vă mărturisesc că Sfântul Cuvios Arsenie Papacioc a avut îndrăzneala aceasta pentru că vorbea de la Duhul Sfânt. Dar vă spun. Că păcatul lui Iuda nu este vânzarea, nu este nici măcar lăcomia, ci este această necredință, lepădare de Hristos. S-a lepădat de Hristos cu o sărutare, nu atât că a luat banii, ci așa cuvântul acela pe care l-a spus Mântuitorul. Ce trebuie să fi fost în inima Mântuitorului atunci? Numai Dumnezeu poate ști că noi ne dăm seama ca oameni cum, cum acționăm și reacționăm când suntem trădați, mai ales în dragoste, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului. Pentru că știți că a venit și ca să-l însemne, ca să arate în întunericul acela din noapte cine este Iisus Nazarineanul, Galileanul, l-a sărutat, acesta era semnul, consemnul. Și a spus, bucură-te învățătorule! Și l-a sărutat. Nici nu-mi dau seama cum poate să fie sărutarea aceea, cum va fi fost împietrit Domnul la acea sărutare. De aceea spunem, nu atât banii, nu atât trădarea, nu atât lăcomia de bani, ci această... Uh... Rănire în dragoste pe care a făcut-o Iuda și pe care sigur o facem și noi mai tot timpul. Închidem paranteza care oricum a fost prea lungă și vă cer iertare și ne întoarcem în Ierusalim. Dragii mei, fierbe Ierusalimul și-a pierdut toate drepturile, trebuia aruncat. Vă dați seama, diavolul, câtă răutate avea, deși nu știa foarte bine, dar zicea dar dacă. Trebuia aruncat la groapa comună. Țarina Olarului, o să vorbim noi odată despre asta, care este până astăzi numită Țarina Sângelui, pentru că a fost cu preț de sânge, cu cei 30 de arginți pe care Iuda i-a aruncat în fața arhiereilor, spunând, am vândut sânge nevinovat, cu ace pe aceea i-au luat arhiereii, să știți, și... Au, pentru că nu se cuvenea să îi folosească în templu, fiindcă erau bani preț de sânge, Uh, au cumpărat o țarină numită a Olarului, după cum uh, avea să prorocească, după cum mi-a spus mie Domnul, iată Isaia, avea să prorocească despre această uh, vânzare și cumpărare de terenuri uh, care era folosită pentru îngroparea străinilor, adică a neiudeilor da? a goimilor, cum spun. Uh, până astăzi. Ei bine, Mântuitorul Iisus Hristos, condamnatul Iisus din Nazaret, trebuia să fie aruncat la groapa comună, dragii mei, acolo unde erau aruncați răufăcători și cei scoși din sinagogă, de cei care pierdeau dreptul de a fi membri ai sinagogii. Cum am spune astăzi, ar fi excomunicat, nu? Sau anatemizat. Chiar mai mult decât anatemizat în sfârșit. Anatema în orice caz și atunci nu mai avea dreptul la ritualul de îngropare, nu mai avea dreptul la un mormânt, nu în în cimitirul iudaic și nu mai avea uh, dreptul la ritualul îngropării, ceea ce uh, era o răutate dincolo de moarte, pentru că cu adevărat răutatea, iată, nu se oprește nici la moarte, după cum iubirea biruie moartea, iată și răutatea poate să treacă dincolo de moarte, de unde rezultă că mai e ceva, cel puțin așa la o, o logică simplă. Dar revenind, iată trupul a fost răscumpărat, aceasta este mai mult o intuiție sau o deducție logică că Pilat care era un om foarte corupt după istoricii vremii, profilul lui moral, de aceea, a fost și atât de slab după ce l-a găsit de trei ori nevinovat, instrucția penală pe care a făcut-o, adică cercetarea judecătorească, pentru că el avea și avea rol de instanță de casare, instanță uh, în alta curte, să spunem, era, era președintele în altei curți de casație și justiție și avea dreptul să ratifice sau să caseze. Iată că. Uh, nu desfințează rechizitoriul lor, hotărârea lor, antepronunțarea lor, a căpetenilor poporului, a arhiereilor, a bătrânilor, ci o ratifică datorită faptului că era foarte slab ca om. El, deși era guvernatorul prin forță, prin sabie, avea dreptul de ius gladi, dragii mei, adică dreptul cuceritorului, dreptul de viață și de moarte cu sabia, iată, el era foarte slab, pentru că, după cum spun istoricii, conturându-i profilul moral, era un om foarte corupt, avar de putere și de bani. Și atunci este de presupus, dar este doar o supoziție, că Iosif și Nicodim au răscumpărat trupul de la Pilat, după ce s-a asigurat Pilat prin sutaș că condamnatul și a primit pedepsa, a fost executată pedepsa, iată, restrânge uh, uh, toată sentința aceasta numai la condamnarea la moarte, nu și uh, pierderea tuturor drepturilor civile și religioase. Și mai mult decât atât, iată, deși va fi răstignit între doi tâlhari ca o chestiune demonică aici, totuși, iată, Dumnezeu n-a îngăduit răutății să meargă până la capăt. Pentru că această sentință totuși n-a fost pusă în executare, fiindcă doi eroi, mari eroi, să știți, Iosif și Nicodim, sunt doi mari eroi care ce fac? Renunță la numele lor, la pozițiile lor în Sanhedrin, în Cula, Curtea Supremă, aveau și ei rol de judecător, cel puțin unul dintre ei, renunță la aceste poziții sau și le riscă, mâncând paștile, iată, paștile cele nouă, mâncând această uh, mâncare uh, uh, a vieții veșnice care se dă renunțând la paștile uh, lui uh, Moise, dragii mei, pentru că au atins, s-au atins de mort și deci erau necurați, dar au riscat totul, mai mult decât apostolii, au riscat totul pentru dragostea uh, de acest excepțional, formidabil om care era Isus din Nazaret, chiar dacă, chiar dacă au riscat fără nicio miză pentru că de fapt Isus era mort în brațele lor. Știm, toată, știm toții expresia uh, Că noi vrem să ascundem cadavrele noastre în debarat. Adică lucrurile acestea care, pentru care nu riscăm, nu mai merită să riscăm nimic. Ei bine, ei au riscat totul nu pentru învierea lui Hristos, dragii mei, cum ar trebui să o facem noi astăzi, ci pentru un mort, numai din respect pentru acest această personalitate excepțională care era Isus din Nazaret, dar Domnul nu le va rămâne uh, dator. Închidem paranteza, în acest timp ce se întâmplă? Ucenicii l-au părăsit toți. Sigur, Petru și Ioan cunoaștem că au fost martori la proces, dar după aceea fiecare a plecat la treaba lui. Ce va fi fost în sufletul lor, dragii mei, este greu de spus, dar putem să intuim. Doar așa un să spunem un monolog interior. Doamne, cum am putut să-l credem noi? A făcut atâtea lucruri, atâtea minuni și totuși n-a fost în stare să se dea jos de pe cruce. Ultima ispită. Ultima ispită pe care cu care a insistat diavolul cercetând iată, căutând să vadă dumnezeirea lui Hristos, dar s-a prins în propria cursă. Și -a dar ce va fi fost în sufletul lor? Petru, mi-am lăsat familia, soacră mea bolnavă, copiii poate, nu știm foarte bine, dar în orice caz și-a lăsat familia, ceilalți și-au lăsat afacerile lor, bărcile lor, negustoria lor, plasele lor. Ne-a promis că ne face pescar de oameni. Ne-a promis ne gândeam că o să fim miniștri, unul de-a stânga, unul de-a dreapta, o să formăm cabinetul, vom avea funcții, oamenii se vor pleca, dracii vor uh, îngenunchea în fața noastră, vor tremura. Vom înmulți pânile, vom face oamenii bine, vom fi niște zei pe pământ, niște idoli pe pământ. Și cu toate acestea, iată că este de acum a treia zi. cum uh, vor discuta Luca și Cleopa pe drumul de la Emaus, când s-au întâlnit cu străinul acela din Ierusalim, misterios, străinul mit, misterios, cu care mergeau pe cale și, spuneam, și spuneau, iată, este de acum a treia zi și el nu a înviat. Ne-a spus că va învia. Încă niște femei de ale noastre, slabe de înger, cu nălucirile lor din cauza neputinței femeiești, sigur, parafrază și ghilimele. Uh, ne-au mai amețit și ne-au speriat că l-au văzut pe Domnul înviat. Și iată, este acum a treia zi. Deci, toți ucenicii, dragii mei, erau închiși într-o cămăruță, undeva, o casă clandestină, cel mai probabil nu era la părinții lui Ioan, dar la niște rude, la niște cunoștințe, într-o casă clandestină unde probabil aveau consem să se întâlnească în caz de ceva, pentru că în ultimele luni lucrurile s-au precipitat și de acum este de crezut că își dădeau locuri de întâlnire în ghețimanii, în locuri tainice, pentru că îi luaseră la ochi și de acum Iisus păstorul urma să fie uh, luat de la ei, să fie bătut și să se risipească turma. Astfel încât, dragii mei, stăteau undeva într-o casă clandestină, conspirativă, închiși de frica iudeilor. Pentru că, în acest moment, dragii mei, pedepsa lor era ai doma cu pedepsa celui răstignit. Cu alte cuvinte, oricare dintre ei ar fi fost prins în aceste zile ar fi primit aceeași pedeapsă ca și autorul principal, să spunem. Ei în calitate de complici, în calitate de coautori, să spunem așa, a tuturor tulburărilor care au ridicat și au pus într-un ceaun, fierbea Ierusalim într-un ceaun. Ei bine, iată stăteau ascunși și, dragii mei, în timp ce stăteau ascunși de frica iudeilor, ce frică! Nu credeți cumva că este frica, nu știu, că vine recenzorul la ușă sau administratorul de bloc să-ți verifice consumul la apometre. Nu, dragii mei, era o frică care te scoate din fire. O frică care te face să-ți auzi propriile gânduri, iar inima bubuie ca și limba unui clopot de, de câteva tone, așa se aude inima la fiecare sunet. Ei bine, în timp ce stăteau ascunși fiecare cu nălucirile lor, cu gândurile lor, pentru că frica este bineînțeles de asemenea un instrument al diavolului, afară de frica firească care ține de mecanismele acestea cu care ne-a înzestrat Dumnezeu și când, care sunt uh, mecanisme firești de apărare, uh, este o frică patologică. O frică de moarte care e o frică patologică și care nu poate fi controlată uh, în cazul acesta, iată, de nimic. Ei bine, și stând e așa, dragii mei, ce credeți că se întâmplă? apare dintr-o dată în fața lor Mântuitorul Iisus Hristos înviat. Ei bine, dacă până acum a fost frică, cred că de acum i-a prins groaza. Și nu numai atât, le și vorbește, pace vouă, adică îi liniștește, îi salută cu salutul bineînțeles tradițional, dar îi și liniștește pentru că le va spune odată, pe când erau împreună, pacea mea dau vouă, pacea mea las vouă, nu pacea pe care vă dă lumea. Adică știm ce înseamnă tratatele de pace, pregătiri pentru un război iminent, după cum se și vede, ci pacea lui Hristos, pacea duhovnicească. Această pace voia să le aducă acum în toată psihoza aceasta colectivă, în toată uh, isteria aceasta interioară, iată Mântuitorul trece prin ușile încuiate, adică trece prin materie care nu mai este o barieră de niciun fel și se înfățișează lor, se, ala se arată lor cu chipul său cel dinainte de moarte doar cu stigmatele cu, cu rănile produse de cuie la mâini și la picioare și bineînțeles în partea dreaptă acolo unde un soldat cu sulița l-a impuns și după cum spune evanghelistul Ioan care este și acum de față în data ieșit sânge și apă ca semn tanatologic, să spunem așa, ca semn al evidenței instalării morții. Ei bine, dragii mei, cât de mare va fi fost groaza, nu putem ști. Știm însă că se trece de la agonie la extaz, la o bucurie extraordinară. Și ne spune evanghelistul Ioan, dinpreună cu Luca și cu Marcu, <coughs> ne spun așa, dar iertați-mă evangeliștii, ce ne spun? Ne spun că Lipsea Toma, bineînțeles și evident, lipsea și Iuda, după cum a spus credincioasa, doamna care a sunat. Lipsea și Iuda, dar lipsea și Toma. Este o taină unde se afla Toma în acel moment. Cel mai probabil, Toma, care era un raționalist, care era un logician, își va fi pus în minte că este mai simplu să se ascundă. De unul singur, decât în, într-un colegiu de 12, 15, 20 de persoane. Pentru că spun alți, alți exegeți că ar fi fost și din alți ucenici. De exemplu, iată Luca și Cleopa. Dar ce știm sigur este că Toma lipsea de acolo. Ei bine, și are loc un moment extraordinar pe care aș vrea să-l explic mai cu seamă că se împiedică rău credincioșii de acest moment. Și știți cine se împiedică cel mai tare de acest moment? Cartea numită sfântă de către islam, de către musulman, Coranul. Dar de aici s-a răspândit pe o logică reducționistă, iată acest fapt, că Mântuitorul vrând să-i încredințeze că nu e nălucă, această dilemă extraordinară, Uh, anume că dacă este nălucă, atunci trebuie să se înfricoșeze, dar dacă este real, atunci cum a trecut prin ușile uh, încuiate, iată le cere de mâncare. Extraordinar moment, la orice te aștepta, dar ca un înviat din morți, care are cu totul altă natură a trupului, care cum să spun, înfrânge și disprețuiește legile fizicii. E o nebunie pur și simplu să crezi așa ceva. De aceea și spunem că nimeni n-a crezut, nici ucenicii n-au crezut că va învia, nici mironosițele n-au crezut că va învia, ci singura persoană în universul acesta, sigur, afară de Tatăl, Duhul Sfânt, singura persoană în acest univers care știa și l-a văzut înviat, este Maica Domnului. Dar ucenicii n-au crezut că va învia, mironosițele n-au crezut, nimeni n-au crezut, și vă spun ceva, este foarte greu de crezut. De ce? Pentru că, spun, natura acestui trup înviat nu mai seamănă cu nimic din experiențele noastre, nici măcar fanteziile noastre. Nici măcar imaginația noastră, și anume să treacă prin, prin materie și totuși să arate ca un trup material. Pentru că le va spune, iată, de ce gândiți acestea, celelalte Evanghelii? Uitați, semnul cuielor, uitați aici, este parcă și o, o, o pictură a lui Caravaggio, dacă nu mă înșel, posibil să mă înșel. Cultura mea generală nu este prea mare, care se numește chiar îndoiala lui Toma, absolut extraordinară, extraordinar în chip realist făcută, când Toma întinge degetul și intră degetul pătrunde în materie, în carne, acolo unde este carnea despicată, dincolo de coaste se vede... Uh, uh, a, arătătorul, indexul cum pătrunde între coaste. Și trece de piele, de epidermă și de carne, este îngrozitor tabloul, atât de realist, este pictat de Caravaggio, însă sigur nu e realist dacă este să înțelegem că Toma niciodată n-a îndrăznit asta și voi vom spune data viitoare, ce a căzut și a spus Domnul meu și Dumnezeul meu după cum a tâlcuit în al preasfințitul. Dar altceva vreau să spun, dragii mei, acest trup va cere de mâncare și va mânca în fața lor fagure și miere. Va mânca și la Emaus cu Luca și Cleopa pâine, afrând pâinea și au mâncat împreună și atunci s-au deschis ochii lor. Ce s-a întâmplat, dragii mei, cu această materie numită mâncare, hrană, fagure și miere, dincolo de conotația simbolică a mierii, a fagurelui și a peștelui iertați-mă, fagure de miere, miere și pește, dincolo de conotația peștelui simbolistică creștină. Ce s-a întâmplat, dragii mei, cu această mâncare? Pentru că vor spune raționaliștii și bineînțeles și noi, sau un savant ar spune, bine, el să spunem că avea trupul înduhovnicit, dar ce s-a întâmplat cu materia? Ei bine, dragii mei, s-a înduhovnicit materia, așa cum se va înduhovnici la a doua venire. Aceasta este o demonstrație, dacă vreți, a înduhovnicirii că și natura așteaptă cu suspine negreite să fie înduhovnicită așa cum era și mult mai mult decât atât înainte de căderea lui de căderea lui Adam. Pentru că mai avem 30 de secunde, dar atâtea v-aș fi povestit, fiindcă suntem acolo în cameră cu ei, vă spun doar atât că au apelat la simțul tactil ca să pună mâna. Ochii te pot înșela, nu știu, urechile, mirosul, dar pipăitul niciodată. Dar mai mult decât atât, dragii mei, astăzi Hristos ne cheamă să simțim duhovnicește și să pipăim și cu simțurile acestea ale noastre și inteligibile, dar și cele cu care suntem do dotați, și anume cu totul să-l mâncăm, trupul și sângele Mântuitorului, mai mult decât Toma, dacă l-ar fi atins pe Mântuitorul în semnul cuielor, și ceilalți apostoli, cum va spune Ioan, ceea ce am văzut, ce am trăit, ce am pipăit cu mâinile noastre, aceea vă mărturisim ca să credeți și voi, iată mărturisim astăzi noi creștinii că mai mult Hristos ni se dă, ca să nu avem nicio îndoială. Ni se dă cu totul trupul și sângele și cu organul, dacă vreți, cel mai sensibil din trupul nostru și anume limba și gura și papilele gustative și toate mădularele noastre care îl simt și fizic, dar și inteligibil și sensibil pe Iisus Hristos cel înviat. La aceasta ne cheamă Sfântul Proroc. David, când va spune, gustați și vedeți că bun este Domnul. La aceasta vă invit și eu, dragii mei, ca unul care mărturisesc despre dulceața aceasta pe care încă o simt de o oră de când ne-am împărtășit cu toții în biserică. Gustați și vedeți că bun este Domnul și veți vedea că toate îndoielile se vor risipi și atunci vom cădea cu toții în genunchi și vom spune. Cu Toma împreună, Domnul meu și Dumnezeul meu. Hristos a înviat!